Raluca Produ este o actriță cuceritoare, o actriță care te farmecă. Pe parcursul lucrului simțeam că mi-amintește de ceva. Și deodată mi-am dat seama, da, îmi amintește de toți marii actori cu care am lucrat. Raluca Produ este o mare actriță. O minune de actriță, o minune de parteneră, o minune de colegă, o minune de om. Și această minune merită un premiu. Baftă multă, Raluca! Raluca Produ, o actriță de o expresivitate excepțională, o actriță cu care îți face mare plăcere să joci, este nominalizată la Premiile UNITER pentru cea mai bună actriță în rol secundar, pentru rolul Dora din spectacolul cu piesa Cei drepți al lui Albert Camus, în regia maestrului Mihai Măniuțiu. Cu siguranță, Raluca Produ merită acest premiu. Ba, cred că ar merita premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal, pe gustul meu. Raluca, îți ținem pumnii și cu siguranță tu vei fi cea aleasă, pentru că ești un om ales. Nu știam că am golul ăsta în mine până când ai apărut tu. Nu am ales nimic în viață, dar de câte ori am semnat, eu te-am ales. Dumneavoastră aveți copii? Eu da, am. Am o fată și a venit foarte târziu. Și atât de mândră de ea. E un om foarte special. O fată bravă. Mulțumesc, Cendi, că m-ai lăsat să fiu mama ta. O actriță nu numai specială, ci un om frumos și nebun. Nebun în sensul bun al cuvântului. Cu o energie și cu o forță și cu o plăcere de a fi pe scenă și de a dărui cum rar se întâmplă. Cendana, îți doresc din toată inima să iei acest premiu. Îți doresc nenumărate alte premii, dar dincolo de toate îți doresc să rămâi la fel de tânără, de frumoasă și de implicată. Mult succes! Ființă minunată s-a adunat pacea, iubirea, creația! Colega noastră, actrița Nina Udrescu! Nominalizată la UNITER!